Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din 5M. Suntem înapoi pe Energy Live și se pare că nici nu mai am mâncare la mine. Aoleu, 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 dar ce fac eu? Aoleu, uite, am o cola, apă nu mai am, fii atent. Acte, mamă, stai puțin că s-au băgat lucruri. De ce am o cartelă? S-au făcut... Uite, cum am activat chestia nebună? Ai văzut? Uite! Opa, deși eu n-am hartă, ia uite, frumos! Suntem înapoi pe Energy Life, seria voastră preferată în care cumpăram și vindeam mașini. De data trecută până acum mi s-a vândut mașina, avem în bancă... Opa, stai așa, avem în bancă 21.000, dacă nu mă înșel eu, 31.000, ok, wow, perfect! Haideți să vedem ce mașini mai sunt, oh-ho-ho, ce mașini mai sunt puse la vânzare. Mamă, stai, ce... acum sperăm să le încarce pe toate. Probabil dacă au fost mașini băgate noi nu le vom vedea, dar s-a umplut târgul aici. Și partea... nu e al meu? Nu e al meu? Știu că l-am lăsat aici lângă un Ferrari. Nu e al meu? Stai așa, poate nu ne scrie. Mercedes-Benz 329. Cine-i 329? Ia, eu ce ID sunt? Salut. Nu merge, nu pot să scriu? Nu există? De ce am impresia că ăsta e al meu? Nu știu de ce, dar cred că e al... Nu scriam eu turbină ITP, na, nicio șansă. Deși foarte frumos. Totuși 13.000, mamă, câte mașinuțe! Ce frumos ești tu, dragul meu! Cât? 80.000, ok. Lowrider-ele astea, 300.000. Ar trebui să ne uităm la ceva mai în range-ul nostru, dar nici nu știu, sunt foarte multe. Uite așa, ce avem aici? 100.000, dar ce frumos este el. Ia, ce mai avem? Ăsta cred că ar fi de bugetul nostru. Mamă, nimic nu e de bugetul nostru, ce s-a întâmplat cu prețurile pe aici? Ia, nebunul ăsta cu cât se vinde? 5.000, mașina prezintă modificări exterioare. Ok, dar mașina e 3500. Un Rolls aici, nebun. Ia să vedem cât este. 380.000. Ne scăldăm și noi ochii că... Wow, ce tare e ăsta, fii atent. E puțin terminat. Nu pot să-i vă preț. Se pare că nu. Apropo, aveți IP-ul și Discord-ul în descriere. Plus și eu pe acolo. Ce frumos e scoda asta. Haide, mă, fii, mă, într-un preț ok, mă. O să văd de pe partea asta. 22.000. Mașina are modificări la ITP. Frâne, suspensie, transmisie level maxim, jante și frâne Brembo. Acum trebuie noi să aflăm cât costă mașina nouă. Ia, cât e nebunul ăsta? 35.000 ar fi. Mașina are modificări la ITP full, fără motor și armură și jante schimbate. La ITP full, fără motor. Păi atunci a pus turbină? Acolo deja observăm. Ce e ăla, mă, mamă, tu-l vezi pe ăsta? Vezi pe ăsta cum arată? Ne uităm așa de curiozitate că... De ce? Mi-arată 3 milioane Nissan Skyline, ia. Și asta va fi scump, dar ne uităm și noi așa să vedem. 1.500.000, ia, decapotabil asta cât costă? 170.000, ăsta nu cred că este foarte scump, deși el ăsta 38.000. Audio, ăsta e prea frumos, 135.000, nenicule, e frumos tare. O să stăm pe server ceva, eu vă aștept. Ia, zecele ăsta nebunesc cu cât costă 200, nu 200, 2 milioane. Păi și ce putem să ne luăm și noi de bani ăștia? Range-ul ăla, ce să-mi iau? Bine, și eu mă uit la niște mașini, da, sunt frumoase rău. Hai să vedem range-ul ăsta în ce bani se vine, 45.000. Ce s-a întâmplat, fratele meu, nu mai găsești o mașină în bani puțini? Păi singura mașină în bani puțin, să vă zic sincer, e asta la 5.000 odată. Ăla e 40.000, la astea nu ne mai uităm că n-are rost. Ia, unde sta? Cu cât se dă? 60.000, 39.000. Ia, ăsta la altul. Haide, tata, arată și mie. Mamă, deci 35.000. Modificări minore plus ITP. Mai avem noi ce am putea să ne uităm. Uite, ăsta odată și acolo. Plecând cu bicicleta, e sincer să fiu. Cred că o să plecăm noi cu bicicleta. Oricum, ce trebuie noi să facem este... Nu o să vă iau 30.000. Mașină full tuning, jante, culoare, motor, level 3, turbină, frâne full. Dacă e așa cum zice, e bine. Asta aici deja, ăsta e un model care... Nu văd de ce l-ai cumpărat. În schimb, ăsta e destul de frumos. Uite, zice 200 de kilometri, frâne, suspensii, culoare, folii, ITP. Deci nimic pe motor, turbină și așa mai departe.
Mai avem noi odată BMW-ul ăsta care pare fi făcut așa de drift, dar este 40.000. Și deja nu mai avem la ce să ne uităm, sincer să fiu. Pentru că toate sunt... Uite motocicletele. Aha, oleu, cu motocicletele. Babă, dar cum? Are arme pe el. Cât costă, mă, ăsta, mă? Nici nu mi-l arată. Ia. 26.000 motor full tuning. Ăsta, da, e scump asta. Deja n-are rost. Deci, în mare parte, tot ce putem noi să ne luăm... Să ne uităm la BMW-ul ăla. Cât ar costa el de nou. Să ne facem așa un calcul micuț. Cam mai ar fi. E jale. E jale, sincer să fiu. De ce să mint? E jale. Dar oricum ăsta e un model frumos. Îmi plac jantele pe el. N-ar trebui să le mai schimbăm. Culoarea e foarte frumoasă. Haideți să dăm noi o fugă. Jante full tuning. Full tuning, jante, culoare, motor, level 3 și turbină. Haideți să dăm noi o fugă să vedem cât costă mașina asta nouă. Și ar trebui eu să mă opresc să-mi iau puțină mâncărică. Am bani în bancă. Nu știu dacă merge să cumpăr comandii din bancă. Gata, uite aici. Oare eu mai am mașinile? Că nu am mai intrat de foarte mult, deținute. Bicicleta cu motor care a fost cadou de la băiatul și cu butelii pe spate. Și avem noi secul și selul. Selul cred că luăm. Nu, asta era de cursă lungă. Selul era pentru ăsta, nu? Sec, sau ăsta e secul, nu? Parcă. Da, ăsta e secul. Ăsta era așa frumos pentru orășel. 51 de kilometri pe el. Frumos. Haideți să vedem noi repede ce prețuri au. Ne vedem la showroom direct. Dar înainte de toate, o mică gustărică. Ia să vedem. Am nimerit bine. Deschidem magazinul. Bă, da, sunt super ieftine. Ne luăm 5 cole. Hai cum, bun. Și mâncare ne luăm taco. Ne luăm 5 taco. Taco și mai avem 595 de dolari. O să... Haideți să... Să le mâncăm. Mamă, aparent deschide și ăla. Câtă mâncare am, atât. Așa. Suntem la jumate sau... Nu, aici e nevoile. Stai puțin că aici, da, era cu alea, să făceai duși, făceai nebunii. Oare avem bani să spălăm și mașina? Să-i dăm așa un luciu pe aia frumos. Văd că e aici spălătorie. Ia să vedem noi. Dacă ne ajung bănuții. Poate să intre pentru a spăla mașina. Vehiculul tău a fost curățat. Așteptăm. Uite ce frumos arată curată, mă. Parcă e altceva. Din păcate nu putem să plecăm. Așteptăm. Și mergem să vedem BMW-ul acela cât costă. Sunt așa. Sunt cu dubii. Aș vrea... Oh, dar e ieftină tare spălarea. 50 de dolari. Nu mă așteptam. Așteptam să fie puțin mai mult. Dacă nu și nu, ne punem noi, lăsăm bănuții aia în bancă acolo. Și ne punem, facem niște joburi. Noastră, pe clip ne facem noi ale noastre, cu vânzări, cumpărări, alea, mai facem noi pe lângă, ce facem, mă descurc eu, rezolvăm. Dar am ce să vă prezint pe aici, știi ce zic. Dar vreau neapărat să văd prețul la mașina aia, adică dacă ar fi, să, dacă are modificările care el chiar spune că le are, să zicem mașina de nouă costă undeva la 26-27.000, aș lua-o cu 30.000 de la băiat cu modificări. Dar acum dacă mașina e vreo 15.000, el o dă cu 30.000? Au. Am uitat că asta nu prea frânează. Nu prea avem spațiu de a face un profit pe ea, știi? Și trebuie să fim foarte atenți. Îmi cer scuze că mai se acadează uneori. Am și Roblox, îmi farmează. E grele, mă, băieți, mă, e grele, mă. Dar ne descurcăm noi. Haideți să vedem oare au schimbat ăsta, că n-am mai fost de mult pe aici, nu? Bun, e frumos oricum ăsta. Și avem noi, am trecut unul de mașini, dube, clasa, clasa B, cred că este la clasa C, să fiu sincer. Dar? N-avem nicio șansă, m-am uitat, mi se pare că era ăsta, este 7500. Și dacă nu e ăsta, era posibil să fie, unde e, ăsta, care e 3000. În concluzie, nu putem cumpăra nimic, să fiu sincer. Mai văzusem eu ăsta așa, deci alea erau 39.000, respectiv 40.000. Era BMW-ul acela E92-ul. Haide puțin să vedem, mamă, 40.000. Da, deci nu avem nicio șansă, sincer, să cumpărăm ceva de pe acolo. Toate prețurile sunt foarte mari aici. Audi-ul pe care l-am văzut noi acolo. Nu, ăsta e destul de frumos, fii atent. Audi-ul pe care l-am văzut noi acolo era
Asta, RS. Bine, aici nu cred că e pus greșit sau ceva, 2001, nu are cum să fie 2001. Este 7500. Nu putem cumpăra absolut nimic. Deși, bă, ce frumos era. Unde e, mă? Uite-l pe ăsta, ce frumos este. Dar, din păcate, nu putem cumpăra absolut nimic. Ce voi face eu, o chestie foarte inteligentă. O să fac poze la toate prețurile astea. Să le am. De la Audi până la asta. După care vreau să mă întorc înapoi să compar prețurile puțin. Am ajuns aici. Deci modul ăsta de grafică mă omoară. De 3 ori mi s-a deconectat. Și a fost un admin foarte drăguț. Nu știu cine era. Nu l-am întrebat numele. M-a ajutat, m-a adus aici. Îi mulțumesc foarte frumos. A fost foarte drăguț. Nu m-a întrebat că de ce. A zis, da, super, ok, te duc. Avem lista de prețuri cu mașini. Hai să vedem BMW-ul ăsta. Haideți să vedem. Vreau să cumpăr ceva. N-avem cum să ieșim cu mâna goală. 20.000, da? Mașina are așa mici modificări la aspect. Bun. Și jante. Jantele contează foarte mult. Acum nu știu dacă și-au păstrat prețul 5.000. Haideți să vedem noi cât costă BMW-ul acesta imediat pe poză. Vă zic o secundă, Audi. Avem un BMW E46 5.500. E34, 5.500, nicio șansă. Skoda asta, ea e undeva la 12.000, dar aici băiatul o vinde cu vreo 40, dacă nu mă înșel. Deși arată foarte bine, uite, nu mai vrea să ne arate prețul la ea. Ăsta aici, 35.000. Ăsta, sincer, nu l-am văzut în clasa C. Seria 3, nu l-am văzut în clasa C pe ăsta. Era la clasa B. Uite, la clasa B n-am mai intrat, sincer să fiu. N-am mai intrat la clasa B să vedem pe acolo. Uite, apăruse. 22.000 și are așa. Are modificări la ITP. Frână, suspensii, transmisie, jante și frâne Brembo. Frânele astea nu sunt la mecanici? Oricum, jantele sunt 5.000, mașina e 22.000. Cu toate modificările pe care le-ai face... Nu știu dacă rentează mașina fiind, cum v-am zis, 12.000. Skoda Superb este 12.000 în showroom. Acum, ce am mai putea vedea noi? Ăsta nu cred că era la clasa C. Este 50.000. Golfurile e riscant tare. Nu mulți își doresc un Golf de 9.000. Mașina este full ITP. Păi stai puțin că aici... Dacă chiar are dreptate, am avea o mică șansă cu mașina. Ea costă 3.000. Nu, costă 1.000. Am plecat. Golf 4. Golf 4 se vinde cu 2.209. Vrea 10.000. Motor 2JZ, cred că minte, n-are cum. Fii atent că minte. Pentru că 2JZ-ul, bă, știu că e și ăla ceva bani. Și dacă e full ITP, nu, mașina asta e stoc toată ziua. Fii atent că mașina asta e stoc, e complet stoc, nu a făcut nimic pe ea, băi, 100%. Îmi iau o țeapă maximă. Ăsta cât e? Cât vrea pe el? E frumos tare interiorul roșu. Deci mă bate gândul cu Golful ăla, fii atent, dar cred că mi-au o țeapă de nu mai știu cum să o duc, mă duc la poliția. Minciună, nu? Păi minte. Și rezolvăm. N-avem ce să facem, 38.000. Deci fii atent. ID-ul e destul de mic. E cam în perioada când jucam și eu acum foarte mult timp, cam 540. Hai să ne mai uităm puțin, dacă nu l-aș lua pe ăsta. Mamă, să vezi ce țeapă mi-au eu cu Golful ăla. Cred că n-are nimic, mă, pe el, mă, nimic. Chel, cred că e sincer. Adică pui 2JZ și nu pui și tu o folie pe mașină. 12.000 Honda Civic. 12.000? 13.000 are cum, jante, culoare, trapă, full ITP. Păi iau, cât costă Honda-ul ăsta? Nu? Honda Civic EJ1, 4.500. Bă, dar e frumoasă făcută. Jantele știu că erau la 5.000 în blau. Deci odată avem jantele... Ar duce în 10.000 și dacă... Băi, dacă e full ITP, ăsta e un best buy. Deci dacă e full ITP, e un best buy mașina asta. Decât să-mi iau țeapa cu... Da, îl iau și pe ăla și... Mamă, frate, mi-ai fost la sală, ce ai făcut la audio ăsta? Deci fii atent. Alea sunt singurele două variante posibile pe care noi putem să le cumpărăm. Sincer.
Una e 13.000, full exterior, mici chestiile ITP. Nu, mă, ce ai nebunit cu asta? Aia e singura variantă pe care noi putem să o cumpărăm. Uite, uite, uite un Golf 4 frumos făcut. Cât vrei, frate meu, pe el? Bă, ăsta chiar e frumos făcut. 7.500. Modificări minore la soft și vizual, dar uite-l cum arată. Ăla, mamă, eu mă tem că ăla e o țeapă maximă. Uite-l pe ăsta ce frumos e, nu? Față de ăla care e complet stock, are jante de 5.000. Are bări, are, băi, tot ce vrei tu, e frumos tare făcut. Ăsta chiar da, frumos tare făcut. Prima oară, ca să fim noi împăcați, eu zic că mașina aia merită. Ăsta era 40.000, parcă, nu? 43.000. Eu zic că mașina aia merită. Mașina este 4.500, jantele te duci, mai sunt și alea 5.000, te duci 9.000, 10.000, 9.500, 10.000, cu tot cu foliile, da? Îi schimbăm noi culoarea, o așezăm foarte frumos, dar zice că e full ITP. Adică asta include motor, turbină și așa mai departe. Eu o cumpăr, F9. Și acum, că ne-am asigurat măcar o mașină pe care facem noi acolo un profit, 2-3.000, cât o îmi face, facem. Băi, bun, deci avem dovada, numărul de telefon și ID-ul, da? Oule, să vezi ce țeapă naiba îmi trage ăsta. Să vezi ce țeapă îmi trage ăsta cu 2GZ-ul lui. Mor. Stai să vezi, acum sunt sigur, 100%, sigur că mașina e complet cheală, n-are nimic. A luat-o cu 2000, cu 2500, cât e ea, și a aruncat-o aici cu 10.000, punând anunț fals. Deci stai să vezi acum, dacă nu ne-am luat-o pe spate cu biciu. Deci am luat disconnect și am pierdut tot ce am cumpărat. S-a dat puțin ăsta înapoi. Hai să vezi acum. Trebuie să găsim un mecanic, cred, să poasă asta. Mă, unde? Cel mai prost de pe planetă să mâncați aici dorul tău. Am luat mașină de 2000 la 10.000. Am luat mașină de 2000 la 10.000. Băi, frate. Sau? Aoleu, stai puțin. Băi, stai puțin că... Cred că e o speranță acolo. Fii atent, de ce zic asta? Măi, ea nu trage repede de așa. Dar de la 100... Nu e Golf? Aoleu, e Golf. Aoleu, Marene, ce ai făcut? Mamă, 10.000. Am dat 30% din tot bugetul nostru. Op. Mamă, m-am terminat. E full ITP, a zis? Hai că vedem noi acum ce full ITP ai luat, Marene. Îndins l-ai luat, Marene, pe ăsta. Să mor dacă... Mă! Mă duc la poliție. La 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 la. Da, așa cum era. Știu că puteai să faci cumva. STATS? Nu ăsta, STATS. Verificai cumva. Trebuie să te afli în service. Ah, la celălalt service. Hai că vedem noi. La poliție direct mergem. Băi, ești nebun. Ia uite mă ce am făcut, mă, frate, mă. Bă, da, eram sigur, mă, de ce nu l-am luat pe ăla, o frumusețe de mașină la 7500, băi, frumusețe de mașină, frumusețe de mașină. M-a încântat pe mine ăsta, mă, nici jante, nici nimic, nici nimic. I-a pus la Dumnezeu mâna în cap și a zis, uite prostul ăla, mă, chiar a crezut ce-am scris acolo, da, ce eu prost? Păi stai că nu-i chiar așa. Păi ia uite, am suferit atac de inimă, nu mai pot. Dacă făceam infart, ajungeam la spital, cer daune pe minciună. Am dat 30% din banii mei, stai că nici nu știu unde mă duc. Mă duc să o arunc în apă aici. Nu, că am nevoie de ea ca probă. Nu arunc nicăieri că am nevoie de ea. Ce să mai mă, că nu mai vreau. Aoleu, măcar ia interiorul. Măcar interiorul e așa, treacă, meargă, hâți, mă spuți. Ce să mai mă, băi, ies mă, că e jale. Da, las eu episodul acesta aici. Ne găsim în seara aceasta. Hapțca. Și ne jucăm pe serverul ăsta în direct pe acolo, mă înțelegi? Și facem frumos, mergem direct la poliție, frumos, căutăm pe domnul, nu-l găsește, facem cumva să rezolvăm problema asta, că băi, am nevoie de bani, aveam 30.000, am dat 10.000. Dar ea trage așa. Are un prag între 80 și 110, parcă nu-i Golf.
Am zis că m-am dat 2 GZ-uri, trebuia, știi cum era asta, nene? Agheu! Vedem data viitoare, că mi-am luat-o pe spate de nu mai știu nici eu. Mă duc să dorm puțin, că m-a jegmănit. Ne vedem data viitoare, vă mulțumesc frumos pentru toată atenția acordată. Pa, pam!